Steaua București, vom ajunge unde ne e locul. Steaua București a prezentat lotul și noul echipament pentru sezonul 2020-2021 pe stadionul de 5 stele din complexul Ghencea. Daniel Oprița se va baza în campionat și Cupa României pe 27 de jucători, 7 dintre aceștia fiind eligibili pentru regula obligatorie a vârstei precizată de Federația Română de Fotbal. Primul meci al sezonului pentru Antohi și compania va avea loc miercuri în primul tur al Cupei României de la ora 16:30 împotriva celor de la CS Balotești, echipă pe care roșialbaștrii o vor întâlni și în prima etapă a campionatului. Cum te simți pe acest stadion? Bijuterie de stadion. Suntem nerăbdători și abia așteptăm să intrăm pe el. Cum se pare echipa în acest sezon? Mult mai bună față cea de anul trecut. Au venit jucători de calitate, cu experiență, care cu siguranță o să ne ajute în îndeplinirea obiectivului. Cum se pare această serie? Chiar mă așteptam să jucăm contra majoritatea sateliților echipelor din eșaloanele superioare, dar asta este fotbalul și care pe care până la urmă. Începe și Cupa României. Ce poate realiza Steaua în acest sezon? Cupa României, într-adevăr, este un obiectiv să ajungem să ne clasăm cât mai sus. Printre fotbaliștii transferați în această vară se numără Bogdan Chipirliu și Dean Beța, care ne-au dezvăluit motivele pentru care au ales să semneze cu formația din Ghencea. Mă bucur că fac parte din acest proiect. Colegii mă știu de mult timp, marea majoritate a jucat la Juventus, am fost și adversar în Liga 1, în Liga 2. M-am primit cu bine și suntem nerăbdători să începem campionatul și tot ce ne-am propus să îndeplinim obiectivele și cupa și tot ce ne-a rămas. Sincer, dacă ai fi promovat cu Mioveni în Liga 1, mai veneai la Steaua? Da, chiar dacă era vorba de Liga 1, mi-am dat cuvântul lui Daniel și veneam cu mare. Dar pentru proiect, pentru suporte, tot ce înseamnă Steaua și jocul echipei, normal, m-am făcut să aleg. Cum se pare lotul echipei? Pe majoritatea îi cunoști pe jucători. Cum se pare totul aici la Steaua, în Ghencea? Sunt condiții foarte bune. După părerea mea, lotul este unul chiar de Liga a doua, cu jucători foarte bun. Cum te-a convins, Daniel, să vii aici? Pentru că sigur ai avut și alte oferte de la echipe din primele ligi. Oferte au fost chiar și din Liga a doua, de la două echipe care se bat la promovare, care și-au propus promovarea, dar am încredere în Daniel, am o relație foarte bună cu el. Mesaje de la suporteri? Am primit și mesaje de la suporteri. Încerc scuze celor care nu am putut să le răspund, dar nu mi-apar tot timpul toate și nu prea stau pe Facebook foarte mult. Steaua CS Balotești va avea loc miercuri de la ora 16:30 pe terenul 5 din complexul sportiv Steaua și va fi fără spectatori. Forța Steaua!